Care este cea mai, nu știu, des întâlnită, știi, stare care duce către depresie? Nu știu, e locul de muncă, e familia, e ce? Care sunt problemele? De regulă se întorc mult în trecut aceste lucruri. Sunt Adică. lucruri care s-au întâmplat în copilărie și care și lucrurile care au venit peste. De regulă lipsa prezenței părinților din copilărie sau când oamenii nu au cele trei nevoi umane de bază împlinite, Care sunt care acelea? din perspectiva mea sunt nevoia de a fi văzut, de a fi iubit, acceptat și de a se simți în siguranță. Acum, dacă suntem sinceri față de noi înșine și ne întrebăm cât în siguranță ne-am simțit noi când eram mici, când poate, nu știu, ai noștri pe lângă noi vorbeau despre lipsa banilor, să dăm un exemplu. Acestea, deși sunt probleme de adulți, sunt percepute de copii și atentează la această nevoie de siguranță. Lucrurile sunt foarte subtile, nu trebuie să fi fost ceva specific, deși sunt și multe abuzuri fizice, sexuale, financiare și așa mai Da, și departe. să nu uităm de fenomenul care a luat amploare și, mă rog, chiar a fost o perioadă în care se punea accentul și la știri foarte mult pe abandonul copiilor, abandonul emoțional, abandonul fizic, dar de nevoia că părinții plecau în străinătate să muncească, deci din nevoia de a aduce bani, de a aduce această siguranță Da. copiilor, de a avea un acoperiș deasupra capului, își lăsau copiii cu bunicii, cu unchii, cu mătușile, cu prietenii sau mai rău, și nu-și dădeau seama că în disperarea de a face bani pentru a oferi siguranță copilului, distrugeau fix esența primordială a existenței acestui copil, adică Da. dragostea. Și este paradoxal. Da, este, pentru că tu zici, eu ca părinte mă Da. simt responsabil față de copilul meu. Exact. Eu Și plec în vreau binele. străinătate, nu? Ca să muncesc și scot de la gură, ca să-mi trimit acasă banii și să aibă copilul ce mânca, nu? Și pe de altă parte, copilul tău crește într-un Suferă. mediu fără iubire și fără nevoia de a fi îmbrățișat și fără căldura aia fizică a părinților, să știi tu că sunt lângă tine, că sunt acolo pentru tine. Așa este. Totuși, ceea ce se întâmplă în ziua de azi este că putem vedea lucrurile acestea față de în trecut. Acum avem toate aceste informații, înțelegem de ce, ne răspundem la întrebări, ne Da. explicăm traseul nostru de viață și avem resurse, și avem metode, și tehnici, și avem oameni, avem psihologi, avem specialiști, psihoterapeuți, avem psihiatri, este foarte important dacă nu putem gestiona depresia sau anxietatea este foarte mare, să apelăm la psihiatru și la psihoterapeut să se lucreze în echipă. Noi avem resursele de a vindeca aceste lucruri acum. Așa au fost lucrurile, așa s-au întâmplat. Ce putem să facem? Pentru că nu mai suntem niște victime, nu suntem copii, să zicem până în 18 Păi ani. da. Și...